Bună seara și bine ați venit la Profon Live! Bună seara și bine ați venit la Profon Live cu exerciții de matematică! Yes. Clasa 0! Tema pentru acasă! Acasă, clasa 0! 0! Mario! Mario! Mare! Mare ești tu, mă, Mario! Mario, fii atent aici! Un caie, o carte costă 47 lei. Un caiet costă cu 19 lei mai puțin. Cu 19 lei mai puțin. Cât costă o carte și un caiet împreună? Deci cartea costă, știu bine, 47 de lei. Caietul costă cu 19 lei mai puțin. Mai puțin decât cartea. Cât costă o carte și un caiet împreună? Deci 40 minus 10. Să stabilim o strategie. Deci înainte de a ne apuca de problemă, să vedem ce se dă, ce se cere. Mi se dă prețul caietului, când partea de la cărții, nu? 47 de lei, știu prețul. Caietul cu 19 mai puțin, știu prețul caietului? Nu știu. Ăsta e momentul tare. Trebuie să-l aflu. Și după ce aflu prețul caietului, după ce aflu, îl mă adun. 47 minus 19. Asta-i. Spune, caietul costă. Costă. Două puncte. Scriem cuvinte. Caietul costă. Două puncte. Scriem desușurat. Relația, da? Adică da. Ce scriem? 47. 40 plus 7. 47 minus 19. Scrie așa pentru început. 47 minus 19. Este egal cu 40 plus 7 minus, și punem într-o paranteză, desfășurat pe 19. Adică minus o 10 și plus 9 ăla, cât costa 19 lei, da? Un 10 și un 9. În paranteză trebuie să spun că e deoparte. Scădem și pe 10, trebuie să scădem și pe 9. Asta e necazul mare. Egal cu. Acum să văd noi ce facem noi. Ai vreo idee? Să zi urmă și mie. 40 minus 10. Scad 10 întâi, da? Da. Ca să scad ea, da? Deci, tu zici 40 minus 10, e vorba de 10 asta de aici, care o scad de aici, da? Plus 7 lei, care au rămas. Uite, vezi că stai aici, da? Și minus, au rămas de scăzut încă? 9. Minus 9. Foarte tare. Deci, ai gândit bine. E dat mai departe cu 7 minus 9. Se poate? Da. Dar 9 minus 7. Nu se poate. 9 minus 7? Eu zic că se poate. Invers. Din 7 vine, ai în coteț 7 găini. Și vine vulpea să mănânce 9. Păi poate să mănânce 9 dacă găsești numai 7? Nu. Nu poți să găsești, da? Așadar, aici avea o problemă. Cu 10 să scăp. 40 minus 10, cât a rămas? 30. Deci, zicem 30 plus 7 minus 9.
Mine caz că șaptele ăsta nu e destul de puternic. Gata. Dacă șaptele ăsta ar fi puternic... Gata. Dar îl depășește nouă. Gata. Cum faci? Din 30, scar 9. Și mă a rămas... Și mă a rămas 21. Foarte tare. Deci tu ai văzut că nu se descurcă în șaptele, că e meic, și ai scăzut 30 pe 9, da? E foarte tare. 21. Da, deci... și cu unul ăla care e de la 9, care m-a rămas. Și cu șaptele ăsta? Și cu șaptele ăsta, 8. Deci vine cât e răspunsul? 28. Egal cu 28. 28. Foarte tare. Foarte tare. Păi mai primim o dată că îmi place tare momentul ăsta. Ești tot să vă mai interesant decât toate de până acum. Da. Pentru că ai zis foarte bine. Să ne iau desfășurat. 40 și cu 7. Minus. 19. Să compun dintr-o 10 și o 9. Bun. Le-am pus în paranteză că ei împreună au făcut 19. 10 și cu 9. Și am zis că am din 10, că am de unde. Din 40 scădă 10. Plus 7, minus 9. Aici nu s-au putut. Semn de întrebare. Și-a rămas 30 cu 7, minus 9, și ai spus tu, aici a fost momentul frumos al ei, știi, ai spus, nu te descurci tu 7, dar poate găsesc pe ăsta mai în față, care se descurcă. Și-o 30 a fost puternic. A scăpat din 9, a rămas 21, și cu 7, 20 cu 7. Și după a venit să mănânce 9? A avut de unde, nu din 30. Că acum în coteț erau 30, o mâncat 9, a rămas 21. Și cele 7 înainte, deci 28 în final. Ăsta este prețul cât? Prețul caietului, da? Caietul costă 28. Deci caietul, cartea mai întâi, costă, cât am zis, costă 47 lei. Și caietul 28 de lei. Costă 28 lei. Cât costă împreună? Ca să vedem cât costă împreună. 2 plus 4. Tot cu 10 lei. Eu zic da. Să te duci în tăi cu unitățile. 7 plus 8. Nu? Deci? Aștept. Sigur că da. Ne punem una sub alta. 4, 7 plus 28. 7, din 7 luăm 2. Și am dus la 8, am făcut o 10. Așa, și 10 asta i-am pus-o sus, deasupra aici, nu? Bună, adică. Și mi-a mai rămas 5. Așa, 5-ul. Și 5-ul pune de sub. Și 4 cu 2, 6. 6 și cu 1 ăsta, cu 10 aia care i-a făcut-o. 75. Da, 75. Terminat, ești. Deci, costă 75 de lei. Sfârșit tu, socoteala, 47 plus. Plus 28, da, este egal cu 75. Mai ne uităm o dată că sunt foarte fericit că am avut așa ieșit frumos. Vezi tu, ascuns în culise o chestie. Nu ne-a dat prețul caietului, ca dacă ni se dădea caietul. Caietul era foarte simplu, le adunam cele două numere, dar spune cu atât mai puțin. Șmecherul de autor, cu atât mai puțin. Cu atât mai puțin înseamnă, deja știi, gata, scădere. Scădere, sigur, dacă zicea cu atât mai mult. Cu adunare. Adunam în numărul acela, da? Deci când e cu atât mai puțin scădem din ce se dă, cu care se compară, și când spune cu atât mai mult cu cel cu care se compară, adăugăm la acela, da? La numărul respectiv. Foarte important. După care am adunat cele două. Dar hai să facem scăderea asta așa, puse și una sub alta. Deci, noi am făcut desfășurat aici, cum ai văzut foarte bine, dar acum aș face-o așa. 47 minus 19 și să le așez așa unele sub altele. Ca și la adunare. 7 minus 19. Așa.
te zic. Era ușor. Era mult mai ușor, 4 minus 1, 3. Dar nu, tot de aici începem. Tot de aici începem, nu de la unități. 7 minus 9. Nu se poate, băi. E greu, 7, din dacă ai numai 7. 2. Și atunci, nu? Că nu-i 9 minus 7. E 7 minus 9. Ăsta e mai mic, ăsta e mai mare. Cum 2? Nu face 2. Eu am numai 7 aici, vezi? Și cer să iau 9. Adică ai numai 7 bomboane și vrei să mănânci 9 din ele. N-ai cum. Și atunci trist, zici, hai să mă duc să mă înfrumut. Știi, Grierele și Furnica este o poveste cu Grierele și Furnica. Grierele care toată vara cântă, când dă o leacă frigul, panică. Nu a mâncat, nu a adunat provizii, nimic, nu a făcut nimic și duci la Furnică și zici, te rog să mă împrumut și pe mine, că-ți promit. La vară, la anul, nu o să mai cânt, o să mi-adun și eu. Așa și eu acum. El, văzând că n-are de unde să... n-are provizii, n-are provizii nouă, n-are deasupra lui pe ceva mai puternic, se duce și se împrumută. Patrule, aici sunt 40. Dă-mi eu 10. Adică iau unul de aici. De fapt, iau 10 ea. Deci, când se împrumută la vecinul, la asta, da? Face 17, că 10 aia și cu 7. A, din 10 aia care l-a depășit pe 9, hai să scădem din 10 aia pe 9 și rămâne un 1. De acord? Atenție, când ne-am împrumutat aici, de o 10, din 40, cât o mai rămas aici? Ne-am rămas 30. 30, corect. Și acum, 1 ăla, de fapt, e o 10. Din 10 aia scădem pe 9. Și cât rămân din 10 dacă scădem pe 9? 1. Și cu 7? 8. 8. Și 3 cu 1? 3 scăzut 1, 2. 28. Foarte tare șmecheria. Deci este 28. Uite cât de repede am ajuns. Deci asta trebuie să înțelegi tu acum. Mario, ce tare este. Deci când vezi că deasupra ta e mai puternic, stai că mă descurc, mă duc la vecinul, iau de la el. Când iei de la el unul, e de fapt o 10. Da? Și din 10 aceea scazi pe ăsta, că deodată ăla e mai puternic, 10 e mai puternic decât oricare alt, 8, 9, 7, da? Puteți să-i dai 10 de la 19. 10 de la? 19. Dar n-aveam 19. Da? 17 aveam. Că 10 aș cu 7, 17. Și atunci scad pe 9 din 17. Dar eu ca să mă descurc, că e greu din 17, că zici scăzut 9, mai greu. Din 10 aia aș cad... 7 minus 9 egal cu 0. 7 minus 9 nu se poate. Nu se poate. Și egal cu 0. Nu se poate, că din 7 meri... Scad nu poți scad de 9. Nu poți. Trebuie să cumperi. Păi să fie măcar 9. Măcar 9. Și atunci iei mai multe de la vecinul, iei 10, și 10 e cel la minus 9, a rămas 1, și cu 7 fac 8. Și fiindcă ai luat, recunoști că ai luat, recunoști că ai luat deci 1, a rămas numai 3, scăzut 1, face 2. 28, rezultat. Ia să mai facem un lucru. 71 minus 34. 71 minus 34. 4 minus 1, 3? Nu. 3. Nu-i 4 minus 1, 1 minus 4. Adică din cel de sus... 4. Nu se poate. 3. Nu se poate. Doar 3. Nu, mă. 4 minus 3. Dar nu-i din 4, nu-i din ăsta de... 1 minus 4. Nu se poate. Din ai un număr și scazi 4. Nu se poate. 1 minus 4. Nu se poate. Da. Uite, mă. Ai 1. Da. Și poți să iau din 4, mă, cu care te credești, nu? Adică de 1, de la 1, din 4. Cum? Păi cum o să vedea, că e doar 1, mă. Mă, înțelege, am un singur măr în mână. Minus 4. Păi n-am cum să facă. Deci nu am despre. Mă împrumut, de ce am împrumut?
Și băi, nu mă pot descurca, că ăsta e mic față de asta. Și zic, te rog să mă împrumuți. Și iau unul, nu, care înseamnă 10. Din 10 scădeam pe 4. 6. 6 și cu unul ăsta care stătea acolo. 7. Am pus pe 7. Da? Iar aici cât o rămas dacă i-am luat din 7 1? 60. 3 din 6. 3 din 6, scădem. Din 6 scădem pe 3. 3. 37. Da? 37. Deci, Mario, învățăm că chestia asta se face, face foarte simplu. Da? Deci suntem atenți și desfășurat și desfășurat până trece la etapa asta. Cum facem? Desfășurat, da? Și așa, și așa. Dar scăderea asta la, trebuie să facem în pași mărunți. O facem în desfășurat, Cristina? Deci, așa, în desfășurat. Din două cifre, nu duce mai mult. Ne mențin la, la scădere, neapărat importantă, în pasul de două cifre. Și când merg foarte bine, trec la trei cifre. Trecerea peste ordine se face dificil. Dar n-am făcut exemplu de cătoare 17 minus 9. Am înțeles, am înțeles, dar noi acum jucăm. Așez joc 17 minus 9 și 20. Și 10 minus 9, 1 și cu 7, da, 8. Am înțeles, am înțeles. Dar se facem în compas. Așa. Da? În compas. Profesor, am mai făcut desfășurat. Da. E perfect. Perfect. Eu sunt convins că tu ești foarte conștiincios și e bine că muncim așa. Dar noi, vezi, vezi că acum i-am băgat problema asta cu 19. Cu atât mai puțin și ne jucăm. Dacă știm să le facem acele, va veni ușor aici. Da? Deci exersăm pe scăderile acestea și va fi totul perfect. Fără să, fără să obosim, jucându-ne. Deconectat facem toate povestea. Ne oprim aici. Mario, sigur că suntem... vei fi cel mai tare, ține minte. Anul, clasa întâia, la anul promit să fac o grupă pentru clasa întâia, deci mă ocup și fac și clasa întâia, pentru că acum am clasa a patra făcută de la, pe la cealaltă, clasa a cincea e făcută, a șasea e făcută, a șaptea e făcută, acum mă ocup să fac a întâia, fac și de clasa zero, că nepoțelele mele intră clasa zero, și voi merge în paralel, 0, 1, 2 și 3. 0, 1, 2 și 3 ca să închei, 1, 8. Videomanual va fi încheiat. Adică cu toate lecții de lecții făcute. O să este spectacolul ăsta. Dacă mergem de forță și mă țin Dumnezeu sănătos, fac asta cu tot drag. La revedere, dragilor! La revedere! La revedere. Asta nu.